omul e în beznă. O recunoaște proprietarul acestui magazin alimentar cu drapel că le pitiază și cei ce gospodăresc instituții mai importante. Bărbatul muncește de zor ca să-și facă o mică terasă. Împrăștie pământul cu sapa și mâinile, că așa a fost obișnuit din părinți și nici mare tehnică nu are ca să o bage pe acest petic de țărână. Probabil este unul din puținii de aici care cunoaște, dacă nu în detalii, ce înseamnă integrare europeană. Democrație înseamnă libertate și nu înseamnă. Unde omul, într-adevăr, sunt valori. Dumneavoastră, știți care sunt costurile unei integrări europene? Păi știm, desigur, sunt standarde la care noi trebuie să lucrăm foarte mult ca să ajungem la cele standarde pentru a intra în Uniunea Europeană, dar trebuie disperat, trebuie de muncit. Un alt vecin.